Nu-i pe cunoară, că mă aflu aici. Stai. În regulă? Pentru toată lumea? Da, da. Ok. Nu este prima oară când te afli aici? Nu este prima oară când mă aflu aici, dar este prima oară când mă aflu în calitate de invitată. Repet, la invitația domnului Matei Mico. Am mai fost acum câțiva ani, dar în calitate de manechin prezentam o colecție faimoasă în creatoare. Cum de nu are să faci asta și în țara asta? Am venit în calitate de invitată deocamdată și mă simt foarte bine. Probabil anul voi fi din nou model, cine știe. Ce te-a plăcut până acum de aici? Mi-a plăcut totul, este fascinant, rafinament, eleganță, bine, foarte frumos. Seamănă un pic cu aerul de Viena, vienezi? Da, seamănă foarte mult. Sunt încântată și fascinată de tot ceea ce se întâmplă. Mă rog că ai venit însoțită. Da, sunt prietenii mei de suflet și familia mea din Cluj. Mă rog că e super bun seara asta pe tine. Cam cât a costat? Prea puțin contează prețul, important este să mă simt eu bine îmbrăcată și atât. Bijuteriile cadou de la Adi? Bijuteriile au costat ceva, sunt diamante și atât. În funcție de ce ai ales rochea? În funcție de starea de spirit, să spunem așa. Eu consider că e o rochie de bază. Acum sper să fie alasă bine. Să vii și mâine seara? Cred că voi veni și mâine seara, nu știu deocamdată. Mersi, mulțumim frumos!